Bine ați venit la Casa de Cultură Mihai Ursache din Parcul Popou, cu toți, în Galeria Labirint, o galerie dedicată proiectelor tinerilor artiști. Și astăzi avem bucuria foarte mare de a-l avea pe Marius alături de noi. Marius, care este un personaj în sine, pe care îl vedem în lucrările sale mai ales, dar pe care atunci când îi citești gândurile sau vorbești cu el, afli că există ceva mult mai mult decât vedem cu ochii carnali, ce trebuie să vedem cu ochii sufletului. Și cum a făcut doamna Bucur Sabo introducerea, scenografia, urmează să-i dau cuvântul domnului profesor Constantin Tofan, care a fost alături de Marius de-a lungul studiilor și în prezent, pentru a spune câteva cuvinte și revin eu. Mulțumesc! Deja suntem aici ca într-o familie, pentru că ne cunoaștem între noi mulți și ne-am întâlnit la multe vernisaje de-a lui Marius, așa că suntem obișnuiți cu lucrările sale, dar de data aceasta este o expoziție aparte, aș spune eu, și de mare diversitate, dar și o luptă a lui Marius cu originalitate. Vrea să fie el stăpân pe penel și pe pânză. O expoziție dedicată lui Eminescu. Cred că ați observat că doamna Sabo a avut grijă să ne spun, să ne pună niște versuri de unde s-a inspirat Marius în lucrările sale. Deci trimiterile sunt foarte clare, dar și trimiteri de o mare sensibilitate, de o mare expresivitate a culorilor pe care le așterne pe pânzele sale. Pentru mine, vă spun, este o mare bucurie să vă întâlnesc și pe dumneavoastră, dar și pe Marius, pentru că îi urmăresc evoluția încă de când avea, cred, vreo 5-6. 6 ani. Vă mai puneți acum, cu cât sunt mai mulți, cu atât se pierde. În negura. Da. Și iată un artist care se maturizează pe zi ce trece, arată lumii ce poate și suntem încântați efectiv de ceea ce face și de maturitatea lucrărilor sale. Atât, eu știu, o expresivitate cromatică, dar și o căutare a compoziției în care să scoată, eu știu, o sinteză a operei eminescene, mai ales lucrările din spatele meu. Celelalte sunt duse aproape la abstract, sau cu mici influențe de impresionism, dar totul trecut prin filtrul său. Și de fiecare dată ne apropiem cu drag de lucrările sale și ar trebui ca fiecare lucrare de aici să fie citită cu ochii minții, pentru că ne transmite atât simboluri, cât și forme pe care el și le imaginează și ne le transmite. Eu, vă spun sincer, i-am văzut expoziția și acum o săptămână. Am venit când să văd când a instalat-o. Da. Și mi-a plăcut enorm de mult și am rămas încântat de ceea ce a făcut. Faptul că este elevul meu mă bucură și îi transmit felicitările de rigoare. Aș face o singură completare. În momentul în care făceam afișul, zice, sufletul meu, Tofan, să-l punem să vorbească Tofan, sufletul meu. Și acum, prietena mea, Maria, trebuie să spună și ea, că mi-a dat și mie cuvântul, acum ți-l dau eu. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să mărturisesc, văzusem lucrările lui Marius acasă, la ei, într-o casă primitoare și caldă și mi-am închipuit doar fragmente de cum ar putea să arate o expoziție care cuprinde mai multe perioade de creație. După cum vedeți și spunea și domnul profesor, trecerea prin lirica eminesciană, în luna în care celebrăm cultura națională, am celebrat pe 15 ianuarie, dar este o lună totală a culturii,
trecerea prin Mitica Eminescianu, oprit prin Nichita Stănescu sau prin Topârceanu, nu o face doar pentru a justifica imaginea pe care o plăsmuiește. Marius vine cu un bagaj de cunoștințe și cu lecturi puternice, atât în zona poeziei, dar și câteva repere filozofice, mitologice, care țin și de ancestralitatea noastră, pe care le aduce pe pânză. Așa încât dublarea de poezie a venit cumva într-o simbioză. Nu vorbim despre lucrări create neapărat după un Luceafăr. Vorbim despre ceea ce cred că este amprenta personală a lui Marius, și anume dragostea și iubirea. Pentru că nu sub forma lui Veronica și a lui Eminescu trăim iubirea, ci sub forma iubirii față de oameni. Și tocmai de aceea, în zona abstractă în care pleacă Marius, observăm civilizații salvatoare, observăm personaje care vin dintr-un viitor pe care încă evident nu-l cunoaștem, dar care au menirea să trimită acel har divin, acea bucurie, iubirea asupra tuturor. Și trecerea prin peisaj, prin abstract, prin figurativ, nu arată neapărat dualitatea unei ființe umane, ci arată construcția sa. Pentru că Marius este un suflet foarte profund, un suflet liric în adâncimea lui, un suflet care atunci când pictează, nu se gândește la cum voi interpreta eu, după sau criticul sau profesorul, ci își exprimă ceea ce simte el. Și tocmai această puritate pe care Marius o arată în fiecare pânză, inventând culori, pentru că veți vedea, gama nu este cea care vine dintr-un tub, ci le rafinează, le aduce acolo în zona de confort a sa, pentru ca noi, în fața fiecărei lucrări, să avem o reverie, că titlul ales de, împreună de familia Sabo ne trimite într-o sferă care depășește lumescu și trecem, transcedem timpul, spațiul, nevoile noastre, persoanele noastre. Și cred în pictura lui Marius pentru că e o formă de terapie prin artă, dar nu așa cum o înțelegem, acea terapie care te eliberează și acolo pe pânză ți-ai găsit neapărat calea și descărcarea. Este o formă terapeutică pentru fiecare dintre noi, fiindcă Marius nu își spune doar povestea lui, spune o poveste care există în fiecare. Din nou, reperele sale, cele care pornesc din iubire, credință, din îngerii care plutesc sub forma celor personaje atemporale, a dualității dintre noi și ne invită să fim în liniște prin bucuria lui cromatică. Deși antitetic, liniștea se naște din tot framătul pe care Marius reușește să ne transmită. Și eu îi mulțumesc foarte mult că am avut ocazia să cunosc un suflet atât de pur și un artist pentru care tot ceea ce s-a sedimentat în el în anii de liceu, în anii facultății, prin oamenii pe care i-a cunoscut și profesorii pentru care îi mulțumesc că au venit astăzi, domnul Tofan, dar și Smaranda, tot ce a însemnat traseul său prin artă ne aduce la o puritate și o sinceritate. Felicitări, Marius! Și doamnei, mai ales, mama care se vină și la alături de mine. Vă invităm la un... că reacționați foarte frumos la fiecare invitație pe care o formulăm în momentele cheie ale vieții lui profesionale și cam aceiași oameni sunt mereu alături de el și le mulțumim din tot sufletul și așteptăm viitoarele expoziții la care să ne revedem tot cu atâta dragoste. Da, expoziția este deschisă până duminică. Cine vrea să revadă, s-a îndrăgostit de o lucrare și vrea să-și o achiziționeze, este două binevenit. Două sunt deja reținute. Tabloul cu negresa aceea superbă, care e pe plajă și face un ritual specific poporului ei, s-a dus din 2016. La doamna doctor Voroneanu și este din colecția privată, dar nu a fost niciodată expus. Și atunci a rugat-o, Mința, te rog din tot sufletul, dă-ne-o și nouă cu împrumut să o expunem. Și vedeți că e la loc de cinste, e regina peretelui aceluia, pentru că într-adevăr e foarte expresivă, foarte colorată și parcă te duce așa cu nostalgia și pe o plajă și la o stâncă și la un popor de altă culoare a pielii, adică călătorești cu gândul. Și cea din spate e reținută pentru cu Veronica și Eminescu de vreo 3 ani, eu promit lui Gerbin Chineț și nu mai ajunge să-și o ia, să o ducă la Biblioteca Centrală din Vaslui, unde el este director și i-am promis că mergi cu tabloul acolo, să pui în birou, să ai pe Veronica și pe Eminescu împreună.